4, aliniat 1 din A, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, prin codul administrativ, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 76 din 26 iulie 2019, emisă de domnul primar. În consultarea cu legii de prezență rezultă că sunt toți consilierii, ședința fiind legal constituită. Aș poate începe lucrurile. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordine de zi. Mulțumesc. În primul rând, spun bun venit la lucrările ședinței cu acum. Ați adus la noi ca sistem de referințe codul administrativ care aduce unele modificări cu niște consecințe, inclusiv în propunerea inițială privind ordinea de zi propusă pentru semințarea care cu ușoare anumite avem la primul un proiect de hotărâre privind aprobarea executivului unei ordine de zi aprobată de 2019 din Teatrul Comunal. Punctul al doilea, așa după cum am prevăzut, a devenit caduc prin faptul că mai nou codul administrativ nu mai prevede această obligație. Oricum, situația rămâne similară anului trecut. La punctul al treilea, un raport cu privire la activitatea de securitate de asistență personală pentru persoană comunitară. Mă refer la respectarea legislației. guvernare mă opresc aici. Și am pe parcursul dezbaterii considerat că pot să ofer explicații suplimentare cu cea mai mare plăcere. Dacă nu am domnul consilier, vreau să-i Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a stabilit colaborarea cu acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă domnul consilier, vreau să-i ia cuvântul. Doamna consilier, Grigoare Marea, vreau să-i cuvântul. Dacă nu se găsi o întrebare, mi-a făcut o solicitare, adică Biserica Filipine și-a făcut o solicitare pentru a fi alocată o sumă pentru măcar unui, să zicem, unui centrale. Credeți, dumneavoastră, am văzut că nu coincid prevederile legate de încasările care s-au obținut la nivelul comunității, la nivelul primării. Considerați că mai poate fi susținută biserica în acest sens? Din rectificările de bugetate anterioare sau pe viitor, dar faptul că urmează să vină sezonul rece, sau măcar o parte din... Dumneavoastră, ce considerați? E mai dificil. Factoarea aceea și-a constatat mai dificil. Nu neapărat cu încasările. Păi trebuie să pornim de la prevederile bugetului, da? Noi am adoptat un buget cu cele două secțiuni. Secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. După câte am invers, trebuie să vedem dacă au fost prinse sumele, da? Atunci e simplu. Dacă nu, trebuie să facem o rectificare. Ca să rectificăm, cunoașteți care sunt modalitățile pe care le-am. Fie avem excedent, deci un plus de partea de prevederile de partea de venituri. Fie începând cu putem face permutări de la anumite capitole unde înregistrăm un excedent sau pur și simplu banii nu au fost utilizați la cuantumul prevăzut în indicatorii aprobați din hotărârea privind bugetul, atunci cu cea mai mare plăcere. Nu am uitat, o să facem o analiză împreună, dacă vreți, eventual domeniul cu doamna constabilă. Trebuie să vedem dacă avem o hotărâre deja aprobată. Eu nu mi-am inteles pentru anul respectiv, dar bunăvoință o să fie maximă. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Dacă nu e cineva cu punctul, îl de aprobare. Și execută în acest proiect. Mulțumesc. Acest proiect s-a votat în frântă și la punctul 2. Raportul privind la activitatea desfășurată și de asistență personală pentru persoane cu handicap pe semestrul 1-2019. Privind de doamna Sfântar Măriță, privirea consilieră. Fiind doamna consilieră, Mărița este Iulia, da, deci, în baza legii 448-2006, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform articolul 40 alineatul 2, Serviciul Public de Asistență Socială prezintă semestrial raport Consiliului Local. Conform fișei public, asistentul personal al persoanei cu handicap are următoarea obligație să acorde îngrijire, supraveghere și acțiune în urmă raportului, asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap, servește masă respectând orele de masă, asigurăm vesela și condițiile igienico-sanitare necesare, alimentează direct sau sprijină bolnavii care au nevoie de ajutorul urmărit de educare și formarea deprinilor în autonomie, asigură igiena corporală a bolnavilor, a lenjerie de corp, articol de tratamente, lenjerie de bar, întreținerea curățenii și a măsurilor igienico-sanitare. Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau afectizare, și ia măsuri necesare pentru transport spital, solicitare controlului medicală de specialitate la domiciliu. Respectă și sprijină realizarea măsurilor prevăzute în planurile de recuperare, indicate de specialiști, kinetoterapie, ergoterapie, terapie inițiate de centre de recuperare. Participă la formele de perfecționare a nivelului profesional organizat de către DGASPC Bacău. Subsemnata, scutarul Lumița Elvira, consilier în cadrul aparatului de specialitate a Comunului Comunii București, analizând activitatea asistenților personali care au îngrijire persoane cu handicap grav sau cu stata următoare. 1. Brănici Adina, asistent personal pentru fiul Brănici Andrei, Brănici Lucru București, în vârstă de 17 ani și 10 luni, se tratează gradul de handicap 1 grav, conform certificatului de grad numărul 233 de 7 februarie 2018, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Bacău. Minorul este tratat în gradul de handicap 1 grav cu termen de valabilitate până la împlinirea vârstei de 18 ani. Deci, mai de la data efectivă. 2. Brănici Constantin, asistent personal pentru fiul Brănici Ștefan, domiciliul Comună București, în vârstă de 16 ani și 8 luni, este încadrat în gradul de handicap grav, conform certificatului de grad 232 de 7 februarie 2018, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Bacău. Minorul, de asemenea, fiind încadrat în gradul de handicap grav, cu termen de valabilitate 24 de luni, în data eliberării. Și 3. Toma Ișoara Creguța, asistent personal pentru fiul dascălul Petru Vasile, cu domiciliul Comună București, în vârstă de 18 ani, este încadrat în gradul de handicap 1 grav, conform certificatului de grad numărul 547 de 21 februarie 2018, eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului Bacău. Minorul este încadrat în gradul de handicap 1 grav, cu termen de valabilitate permanent. Divizia efectuată la domiciliu rezultă că minorii, respectiv majorul, de acum pentru dascălul, beneficiază de îngrijire, supraveghere și ajutor permanent din partea familiei. Asistenții personali își duc la îndeplinire atribuțiile, sarcine și responsabilități conform criteriilor. Asta e tot. Mulțumesc, domnul secretar. Dacă e cineva să înscrie la cuvânt pentru acest raport. Doamna, mulțumesc, apelă și totodată. Da, mulțumesc. Ca de fiecare dată, raportul doctorii doamna Consilia Citraului Iagera a prezentat modul în care am monitorizat activitatea asistenților personali pentru persoane cu handicap. Știm că acești asistenți personali sunt părinții pentru copiii lor. Este o mare treabă pentru acești părinți, pentru seama pentru familia Brănici, care știm că au doi copii încadrați la un handicap cu un grav, cu o îngrijire permanentă. Cred că este dificil pentru ei. Personal am avut ocazia să văd la mine de familie dacă unul dintre copiii cu părinții și m-a șocat faptul în care părinții se aflau doar la unul de roș. Deci, dacă statul ar putea face mai mult pentru acești copii, dacă ar putea să le asigure tratament, operație, eventual, noi știm că am mai ajutat unul dintre copiii care au fost în sănătate, ar fi foarte bine. Pentru că aceasta este situația și facem ce putem ce de mine. Mulțumesc. Da. Acum și noi, ce mai avem? Cuvântul mai bine, ați mers la punctul 3. Bine, informare cu privire la statul cu problemă de completare a datului de listului cadrilor pe semestrul 1-2018, prezentul doamna Coscută Liga Referență. Dacă sunt doamna Coscută Liga. Apropo de revedere de completării de listului 2018-2015, privind registrul agricultor pe perioada 2015-2019, reglementată prin ordinul numărul 734 din 2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada anilor 2015-2019, se prevede ca în fiecare semestru, în ședința Consiliului Local, să se analizeze statul de înscriere a datelor în registrul agricol. În perioada 1 ianuarie 30 iunie 2019, s-au completat pozițiile de rol la registrele agricole existente la capitolul privind costul de atât în registrul agricol pe suport electronic, cât și pe suport de hârtie. Au fost înscrise 13 poziții de rol și a fost radiată o poziție de rol. În semestrul 1 al anului 2019 s-au eliberat de la registrul agricol următoarele documente. 105 adeverințe pentru APA, subvenții suprafață cultivată, 235 adeverințe pentru eliberare cărți de identitate, terenuri arendă, beneficiare, ajutor social, venit agricol, două anexe 1 și 2. Au fost date răspunsuri de prin corespondență privind registrul agricol, cum ar fi executori judecătorești, care este un număr foarte mare, FIS, rapoarte statistice sau altele. S-au înregistrat în registrul agricol contractele de arendă, atât pe perioada aceasta, atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie. S-au înscris atestatele de producători eliberate în această perioadă și pe suport de hârtie și în format electronic. Au fost întocmite documentații pentru corectarea titlurilor de proprietate întocmite greșit, pentru tabla parcelă, nume sau prenume, proprietate, s-au întocmit documentații eliberate pentru eliberare titlului proprietate, pentru terenurile aferente curs construcții care nu au fost înscrise în titlul de proprietate, aceste documentații fiind înaintate la Comisia Județeană. Pentru terenurile din extravilan s-au întocmit documentații în vederea vânzării terenului aducere, conform legii 17/2014. Toate aceste documente au fost întocmite de specialistul inginerul Bogdan Făiu. Pentru activitatea eficientă a lucrărilor de completare și ținere la zi a registrului se va ține cont de respectarea normelor tehnice de completare și ținere la zi a registrului agricol, de actele care se depun la primărie, de termenul stabilit de lege, transmiterea datelor corectate către compartimentul taxe și impozite pentru stabilire taxe și impozite. Da. Cine vrea să iei cuvântul pentru acest raport? Dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău, asociația următoarele drepturi. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere a asociației prin reprezentanții lor în aceste organe. B. Să participe la luarea hotărârilor în cadrul asociației conform prevederilor prezentului statut și C. Să primească la cele toate informațiile disponibile care privesc activitatea asociației. Unitatea administrativ-teritorială reprezentată de dumneavoastră a desemnat prin hotărârea un reprezentant în adunarea generală a asociației, însă motivat de faptul că la ultimele ședințe ale adunării generale AGA-ADIS nu s-a îndeplinit formul pentru adoptarea hotărârilor de pe ordinea de zi, vă rugă, în termen cel mai scurt timp, să desemnați prin hotărâre de Consiliul Local un reprezentant de rezervă, pentru a se putea asigura prezența unui reprezentant din partea UAT-ului care nu reprezentat. Și vă punem la dispoziție un model de hotărâre în vederea supuneți pe aprobare în următoarea ședință de Consiliul Local cu privire la reprezentantul de rezervă. Spune aici un telefon de contact pentru relații suplimentare pe deosebită considerație și semnează director executiv Carmen Stoican. Da. Noi nu s-a pus problema că domnul viceprimar să nu participe la ședințele AGA. În discuția cu domnul primar, a considerat că nu se impune inițierea unui proiect de hotărâre, datorită faptului că domnul vice își respectă, să zicem așa, atribuția cu privire la reprezentarea localității în această asociație și, ca atare, nu s-a inițiat un proiect de hotărâre de acest lucru. Mulțumesc! Mai doamne, domnul secretar. Acum așa la discursul, dar ne-am invitat pentru doamna Bravo. Știi că dacă vreau să ia cuvântul și doamna. Da, eu am venit să rog consilierii și pe domnul primar să ajute sătenii din Filipești, care au pășuni și tinețe la ieșirea din sat și mai sus de drumul bisericii, pentru că nu mai este nicio cale de acces. Eu am dat în arendă niște fâneață și mi-a spus băiatul pe bună dreptate, Palade, că nu are cum să ajungă acolo. Chiar dacă aș vrea să culeg fructele, că sunt pom fructifere acolo, nu am cum. Pe drumul care înconjoară satul, care merge unde era înainte... Ridiban, da. Acolo s-a făcut un șanț atât de mare că nu se poate trece cu căruța. Pe părâul Miriștii, care este pe ulița unde stă familia Pagainte și cine mai sunt acolo, Galu. Ea s-a stricat drumul. Deci mai sus de ultima casă nu se mai poate trece nici cu căruța. Ce putem face? Eu reziliez contractul, dar nu e o soluție, că rămân terenurile pârloabă. Și așa au rămas foarte mult. Păi da, dar cum, ce să facem? Haideți să, poate mulți dintre dumneavoastră nu știu despre ce este vorba. Să mergem la fața locului, să chemăm un expert, să vedem ce putem face. Acum, Palade și-a dus caprele pe, și vine omul, văd, că se chinuie, că are căruță și cal și cu sarsaneaua, sau nu știu cum cală, laptele, el vrea să-și multe acolo. Dar nu poate să treacă cu căruța pe acolo. Păi nu poate. Eu trebuie să reziliez contractele cu el, pentru că omul n-a mai găsit, nu se poate duce acolo. Și sunt mulți, am înțeles, mai sunt Zazu... Da, sunt foarte mulți care au venit cu polița de aici. Pe cine să chemăm? De la drumul, de la... nu știu. Ce părere aveți? Mie astăzi mi-a spus Palade, eu n-am văzut, dar mi-a spus că s-a făcut-o așa pe drumul care duce la fostele terenuri de la Peridiban. Da. Este șanțul făcut cu tractorul sau cum? Da, a făcut domnul șanțul care l-a făcut, care trece de la Paștan, de primărie. La Pulvo. De marginea la Doașă, de acolo. Dar e șanțul de? Păi da, dar doamna despre el vorbește. Păi nu, și mai este. S-a făcut de sus. Acolo erau o traversare care mergea la terenul lui doamna Bravo. Dar nu e numai aia și oricum acolo nu pot să ajung, pentru că nu există drum de servitute. Cineva a îngrădit și n-am cum să mai trec. Până în 2013 puteam să trec pe marginea unei grădini, a unei persoane, mă rog, treceam. Acum este îngrădit. Dar e vorba chiar de la marginea satului, care urcă, drumul care urcă, noi mergeam până acolo și pe urmă urmam până la bucata noastră. Dar acum este șanțul adâncit. Acum nu știu dacă domnul Șerban sau... Nu, s-a făcut de primărie șanțul de acolo din coastră, de sus, de unde treceați dumneavoastră, s-a făcut o bună la primărie. Și s-a făcut până dincolo la gheară. S-a făcut șanțul. Pe unde să ne ducem? Da, pentru apă, da, dar să vedem ce putem face ca să ajungem și noi la păcățile alea. Că nu se pot... Ședința este închisă, nu? Nu, încă nu, n-aș o cu 2 ore. Ordine de zi s-a epuizat. Discutăm în afara ordinei de zi. De la ascultat de la diverse. Eu pot să mă retrag. Da, pot să dau și niște explicații. Dacă sunt de bun acolo, acolo. Doamna Pătrăștetă. Dacă vrea să mă înțeleagă, sunt și eu în situația dumneavoastră. Sunt lucruri de exploatare. Instituția numită primărie nu poate interveni în natura să răzbună pe noi. Și așa suntem de bun că ea își caută lucru. Eu fac azi unul. Mâine a venit un potoc și l-a desfințat. Cine și-l asumă restul doamnă? Îi stați un pic că totuși o rezolvare trebuie să fie. Păi cum abandonăm așa un teren așa de... Domnul primar este aici de față. Poate să dea explicații mult mai... Dar nu explicații. Noi trebuie să găsim, să ne adresăm altor... Aici este problema. Să se facă ceva, să dureze. Nu băgăm un bun că l-a pus primăria sau că l-a pus nu știu cine. Că în urma bunului excavatorului a venit afară și a mătut. Și le trezăm în șosea cu borovan, cu răgătii, cu tot ce le spune. Păi și atunci nu tot așa. Deci orice adresă, dacă este făcută în numele unei instituții, altfel o ia în seamă și cui te adresezi. Că de ce va face un numele unui, să zici, și semnează familiile toate care s-a afectat. Trebuie, părerea mea, să... Nu? Una e când cere să ceară sprijinul primăriei, să vedem totuși ce se poate face, să vină. Că nu o să se facă acum, într-o săptămână, 2, sunt de acord, dar măcar să vedem ce soluție ar putea fi. O soluție să dureze. Eu m-am închis. Mulțumesc pentru atenție. Domnul Consiliu. Și eu constat o treabă în București, nu mai există niciun drum de servitute pentru teren. Eu am mai discutat problema asta, dar nimeni nu o înseamnă. Acum doamna Bratu are de bine. În București s-a mai făcut pe Iorba sau nu știu de unde, s-a făcut. S-a făcut pe Iorba, nu știu, deci... Pardon, se dăunează. Accesul e acces. Deci nu e acces. Dar la Primești nu sunt tot drumuri de acces. Deci dacă eu am un teren, doamna Bratu are un teren, și câți... Și la discuția noastră de persoană. Nu mă refer la dumneavoastră, pentru că trebuie... Discutăm în afara ordinei. Fii, domnul primar, nu ești dacă nu se nevoiește să se facă, când Primești ar nimic. Niciun drum. Nici în altul satului, nici pe ulița Mirișului, nici ulița Bisericii, că nu sunt ale primării. Suntem mai mult. Nu. Noi, eu știu ca și că drumul de servitute înseamnă, poate doamna aș dori să o să documenteze, eu nu m-am documentat, ce știu, că suntem vecini, nu? Da. Lăsăm de tot la jumătate de metru, în jumătate de metru și facem cum lăpotecă, să putem să circulăm între noi. Da, nu? Până la un drum principal. Nu ca să ajungem în instanță. Cine are bani să stea și timp? Că am înțeles că în instanță se rezolvă treburile astea. Eu cred că nu. Ar trebui să le rezolvăm între oameni. Că nu... Sunt de acord, doamna Liceu, mai bine venit, o consiliere, deci părțile implicate, o decizie... Dar până asta e pe suprafețe mai... să ajungi la bucată. Cum ajungi până acolo? Da, asta. Domnul consilier, nu are dat spus. Își o 2 ore. Vine foarte mult la mine să-mi spune cum să face drumul la Iorga Sunt 200 la viață, nu se poate ajunge nici cu căruța, nici cu mașina la străină. Sunt oameni care au zonat, sunt oameni care au privat, dar le-a drumul, vere, ceva să fie acolo. Nu se poate ajunge că drumul este stricat. E drumul din Muntier la Lanciu, iar este stricat și acolo. La jucat domnul viceprimar. După răutate, hai să faci, eu știu că nu sunt bani la drumul face, hai să faci, nu pun și eu, pun și altul, benză, motorină, hai să faci ceva să... Deci sunt oameni ăștia care sunt în drumul vorbim. Mai este un drum oameni temporal, Măriel Căzdescu, până la Ioariu, nu se poate treci cu mașina, atingi cu pragul din drumul ăla. Mă un pic ăla mai toată. Aia e tot. Mai este terenul pot mai în spunul din afară, băieții, vine acasă și eu cu vacanță în august, vrea copilul meu să joace pot la câte de pot. Cu boscheți, doar 4 metri acum. Și se poate face la terenul pot. Bun. Drumul de Muntier până la Lanciucu și Iorga. Hai să faci o soluție, nu cu răutate, hai să faci un treabă bun. Așa, în oră din tornul, când v-a stricat tornul, ăla mai comentează, ăla mai comentează, nu capul la nimic. Hai să faci, pune bun, la bun, o soluție, nu rău, hai să nu peste mult cu formulă. Nu-ți bani, nu-ți bani, închiriem undeva, cât costă. Dar îi face și foarte blan, ăla la rău. Acum vă mulțumesc. Am stai cu domnul consilier, dar aici a făcut două vorbe. Da, la vreau. O problemă referit pentru domnul primar. Domnul primar, acum câțiva ani am fost la o ședință cu Consiliul Local, am participat, am aprobat proiectul de hotărâre, prin care familia Pușcașu, în capul satului, ne-a donat o suprafață de teren pentru stația de epurare. Întâmplător, zile ăștia am discutat cu cineva care s-a ocupat pământul ăla este cumpărat de domnul Podulaiu și plantează vii, deci planta vii din partea dreaptă de la Unești, urmează și partea stângă. Știu că terenul ăsta e din partea stângă. Persoana respectivă se ocupă cu terenurile păzate. Mi-a zis că nu știi nimic în legătură cu suprafața de teren a noastră, 250 metri pătrați pentru stația de epurare care se ca o părere personală, e din mers, știu, pichetat, că eu o să plantez suprafața asta și o să avem probleme pe când. Nu cred. Nu-i întabulat, nu știu, eu nu fi întabulat suprafața asta teren, am înțeles că ei n-au nimic pe altă. Deci, așa mi-a zis și așa spune. Deci, am avut eu. Din câte știu, nu i-au suprafața asta teren. Dar așa o putem... Domnul secretar, domnul Fudulac a cumpărat și pe dreapta, și pe stânga. O planta pe partea dreapta, am înțeles că urmează și partea stângă. Și noi pe partea stângă avem teren donat cu familia Pușcașu. E bine de văzut, că ne trezim cu plantează cu vii și mai ducă din instanță sau cu ăla. E bine de pichetat. După părerea mea, nu există un legitim. Nu ne-am venit nimic în privința asta. Acolo i-am plasat stația de epurare. Toate componentele proiectului de apă și canalizare. Astăzi am depus documentația pentru ultimul aviz al 14-lea pentru mediu. Urmează să le avem toate avizele. M-am implicat personal aici împreună cu domnul Țăngăr. Cei din primărie știu asta. Inevitabil a trebuit să procedăm cu celeritate. Au fost întârziere pe o parte din cauza proiectantului, care, ca de obicei, și alți confrați manifestă semne comportament, se apucă de multe proiecte și după aia se produc întârzieri față de prevederile contractuale. Avem, astăzi am participat la ședința tehnică pentru obținerea avizului de mediu, care a fost aprobat. Chestiune de timp. Cel mai important aviz care urmează să mai primim, cel de la drum. Vă dați seama că este cel mai important pentru că pe zona de siguranță a drumului e o aglomerație teribilă. Elemente de infrastructură aparțin multor entități. Apoi urmează, într-adevăr, să obținem avizul structurii de specialitate în cadrul Consiliului Local, Sper că undeva în jurul 15 până în 1 septembrie să fie în această situație, să fie la curent. Domnul secretar cunoaște și care și dumneavoastră care aveți niște mandate anterioare. Într-adevăr, noi am obținut o donație din partea familiei Pușcașon, respectiv Băluță. E cazul de dorință lăsate doamnei Băluță, în primul rând. Este prins în domeniul public, tocmai ca să îi conferim siguranță. Domeniul public este inabil, e indivizibil, pe care ne parte, în domeniul privat. Nu există nici o temere aici, pentru că proiectul a fost verificat și exact acolo unde urmea să fie amplasată stația de curare. Dacă nu aveam documente de amplasamentul stației este în domeniul public, era clar că ne restringea domeniul. Toate componentele unei investiții publice, cred că investiții care se va realiza sau se realizează cu bani publici, trebuie să fie în domeniul public. Domnul Fudolache știe treaba asta și nu ne parte nicio primește. Pentru că, pur și simplu, suntem apărat de prevederi legale care nu lasă loc la interpretări. Cam asta e situația. Da, cred că îmi permiteți. Acum, pentru că s-a dus în discuție această problemă. Eu, de la cunoștințe din alte localități, din alte comune, am aflat că pentru terenurile extravilane se poate face cadastru fără pe cheltuiala primăriei, bănuiesc. Eu, ca să vând o pășune, un teren, trebuie să am cadastru. Și exact cei de la cadastru, acum că mi-am făcut la câteva locații cadastru, mi-am zis, doamnă, da, nu solicită primăria, sau noi am încercat, nu prea primăria. La Ștefan cel Mare, tot ce înseamnă extravilan s-a făcut. Dar nu știți că nu... Păi ei mi-au spus, cei de la cadastru că primăria, ei au încercat acum 2 ani. Acum eu nu spun că e adevărat ce spun ei, dar se poate face sau nu? Este inexact. Da, sunt multe firme de cadastru. Lipsește de domnul Vermocanu, care, într-adevăr, are în fișa de competențe și așa ceva. Nu mai am venit o doamnație, dar o explicație care este plauzibilă și certă din punctul meu de vedere. Nu ne s-a comunicat de către OCP, într-adevăr, că putem beneficia de o sumă. Problema este tot la cadastral și doamnă. Noi ce putem face decât conform legislației? Am solicitat oferte de partea cadastralilor. Ei, practic, unul din... cum să spun eu? Este o zonă de evazionist fiscal aici, cu certitudine, pentru că noi nu putem plăti mai mult decât a stabilit guvernul. Ei nu acceptă ofertele noastre, vorbesc de principiu, nu vreau să nominalizez pe nimeni, pentru ei nu este o activitate rentabilă. De ce? Pentru că ei nu acceptă 80 de lei pe parțială, prețul stabilit de guvern, pe care noi nu avem voie să-l depășim, pentru că ei practică ceea ce am luptat mai înainte. Asta înseamnă evazionism și corupție pe românește, pentru că ei pentru un imobil, pentru o parțială încasează sau bagă în buzunar, mai pe românește, până la 4 milioane și stai în distanță decât vrea el. Acest lucru nu se poate în relația cu o instituție publică, care este primăria. Nu vine nimeni dintre cadastrali. Doamnă, dați-mi voie ca să termine explicația. Ceea ce vorbesc aici se înregistrează. Deci, cadastralul nu este interesat să măsoare o parcelă la 80 de lei. Dacă el își poate permite să taie chitanță de 1.000.000, 2 și încă pe atât să bage în buzunar. Nu e rentabil pentru el. Asta este. Și eu regret că se întâmplă asta, pentru că să nu ai documentele necesare pentru patrimoniul național. Asta ține de patrimoniul național și de siguranță națională. Ăsta i-a dus în CCAT și așa mai departe să dea explicații, pentru că se abordează gestiunea țării și alte moduri de feluri. Cum să știi care e averea țării dacă nu poți să realizezi din cauza unor structuri care cel mai cras evazionism, nu poți să măsori suprafața țării. Degeaba au venit cu explicația pe care vi l-au oferit, realitatea e cu totul. Da, e ca chiar curioasă dacă la știința germană se dă și cu cine au lucrat. Pentru că s-a făcut. Eu am cunoștințe care mi-a zis, măi, eu n-am de nimic, am dat asta, atunci de primărie. Deci cineva totuși a făcut, așa cum spune legea. Sunt mai multe. Sunt mai multe. Sunteți de acord că nu putem face ceva în apărare? Nu, nimeni nu vrea să facă în apărare. În apărare, suntem obligați, domnul Gineu Romanu a făcut treaba asta, a solicitat o ofertă la toți cadastrașii care îi cunoaște și la care îi cunoaște la adresa. Și deci nu... Probabil la Ștefan Ceapari, cel de la cadastru a avut un interes. L-au servit persoana respectivă, ați înțeles? Mai sunt anumite... S-a acceptat prețul la primărie. Aici e toată. Mai sunt și anumite înțelegeri de făcute între UAD-ul, cadastrașul, au acceptat banii la primărie. Întreabă unul. Da, da. Asta. Deci, o găsit o persoană care a acceptat prețul. Impozitelor pe care le tirau respectivii ingineri cadastri, da? Așa? Vis-a-vis de lucrurile cadastrale pe care le efectuau. Și dacă ei, mă rog, plăteau impozit atât, înseamnă, dom'le, lucrarea... Păi, totuși, dacă faci cadastrul legal, ei trebuie să declare pentru că se intambilează, ai o grămadă de acte. Nu poate să facă evaziune fiscală. Nu mai am stabilit prețul. Păi nu, dar prețul care n-am ei acum. Ei nu văd cum să nu declar dacă tu dai documentele. Și ei o grămadă de... Doamna, aduceți un cadastraș care execută lucrările la prețul legal cu cea mai mare plăcere. Începe cadastrașul cu parțiale de un următor. Pentru suma de bani care nu